Pace sfântă, dragi frați și surori, Domnul Iisus să vă binecuvinteze în seara aceasta. Ne bucurăm să fim din nou împreună pe pagina Pastor Tiberiu Pop și totodată pe celelalte pagini pe care suntem în seara aceasta în direct și sunt împreună cu frații păstori, cu frații invitați, Domnul să-i binecuvinteze. Frate Tiberiu, Domnul să vă binecuvinteze, bine ați revenit în emisiunea aceasta și frate Dan, bine v-am regăsit. Mă bucur să vă reîntâlnesc. Da. Mă bucur să fim din nou împreună. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți care au intrat pe această transmisie și să lase har peste tot ce vom discuta în seara aceasta. Amen. Așa cum vedeți, seara aceasta are ca și titlu Globaliștii doresc să rescrie Biblia. Înainte să începem cu această temă, vreau ca fratele Tiberius să înalți rugăciune înaintea lui Dumnezeu, apoi vom începe timpul acestei seri. Doamne, te rog să ne binecuvântești și în seara aceasta, tot ce vom vorbi aici să ne fie de folos. Ajută-ne Tu, luminează-ne Tu și nu lăsa pe nimeni și nimic din lumea aceasta să ne distragă de la Tine. Noi vrem să fim conduși doar de Tine, călăuziți doar de Tine și doar Tu să ai control peste viața noastră. Dă-ne putere, dă-ne lumină, dă-ne har și ajută-ne să rămânem drepți până în ziua în care ne vom reîntâlni. Amin! Amin! Aș vrea să încep cu începutul și să-l întreb pe fratele Tiberiu. Frate Tiberiu, de ce această temă în seara aceasta? Eu am văzut încă de la început de an că Biblia începe să fie o problemă în forma în care este. Și am văzut chiar aici în Anglia că au modificat numele Tatăl Nostru. Din rugăciunea Tatăl Nostru, Biserica Anglicană l-a modificat să nu mai fie nici de gen masculin, nici de gen feminin, să fie de gen neutru, ca să fie toți fericiți și toți să se regăsească, și cei cu alte orientări, cu alte înclinații, ca Biblia să fie adaptată și mai aproape de vremurile în care trăim și de dorințele oamenilor din vremurile noastre. Apoi, mai târziu, am văzut și se poate găsi și pe internet că în China se rescrie Biblia, se lucrează la o ediție care va modifica anumite părți din Sfânta Scriptură, tot din nou ca să facă credincioșii care vor citi noua ediție să fie mai supuși guvernului, mai controlabil, mai docil și guvernul să aibă o putere tot mai mare asupra lor. În al treilea rând, recent am văzut că se discuta, unii zic că era o speculație, alții că ar fi ceva adevărat, că Papa de la Roma spunea că Biblia trebuie updatată. Observăm că formatul Bibliei pe care îl avem la ora actuală deranjează pe unii oameni, pe oamenii moderni, pe oamenii din vremurile noastre și atunci ce se va dori în viitor va fi o ediție nouă care să fie mai acceptabilă, care să fie mai împăciuitoare, care să facă ca Biblia să fie adaptată după omul modern, după nevoile lui, după aspirațiile lui și nu omul modern să fie adaptat după Biblie. Deci, mai devreme sau mai târziu se va ajunge acolo. Toate aceste tendințe cu modificarea numelui lui Dumnezeu, cu Biblia care se rescrie în China, cu discuții că ar trebui updatată Biblia, că nu mai este la zi cu vremurile în care trăim. Toate acestea sunt niște începuturi care în final ne arată că există această dorință și cum societatea progresează și toate lucrurile se vor duce într-o anumită direcție, mai devreme sau mai târziu se va ajunge și la acest segment să se rescrie. Bun, dar de ce vor să facă așa? Așa ceva. De ce ar face așa ceva? Care este așa problema Biblia noastră? Biblia pe care noi avem, ediția Cornilescu sau ediția ortodoxă, condamnă anumite practici ale omului contemporan, să zicem. Biblia condamnă adulterul, condamnă
homosexualitatea, condamnă pedofilia, iar societatea și omul modern practică tot mai des aceste lucruri. Și atunci, ca Biblia să fie o carte care îi reprezintă pe toți, trebuie cumva modificată. Plus dorința, așa cum ziceam, în China, de exemplu, de a face populația mai supusă guvernului. Și atunci, mai ales că se lucrează și la ideea asta de unificare a religiilor, chiar dacă la un nivel mai mic la ora actuală, în viitor se dorește cineva din biserica noastră a mers în vacanță în Abu Dhabi, într-o țară arabă. Și acolo, în Abu Dhabi, a văzut un singur cartier, un templu al evreilor, o sinagogă și o biserică. Toate din astea mari, la un nivel foarte mare, făcute și puse una lângă alta. Și, bineînțeles, înconjurat cu armată, cu soldați, ca să nu ai acces. Deci se lucrează și la ideea asta de a forma o singură religie. Este prea multă dezordine în lume, sunt prea multe religii și trebuie să fie o singură religie, un singur guvern, o singură monedă și toate acestea sunt parte din planurile globaliștilor. Dacă ne uităm un pic spre China, am văzut că în China deja s-a început o reformă de genul acesta în care bisericile cumva nu mai sunt un fel de creștinism chinezesc, ca să zic așa, au adoptat anumite principii de acolo din China, pastorii nu mai sunt plătiți din banii statului, biserica trebuie să se întrețină singură, sunt mai multe aspecte care deja se întâmplă acolo. Unii păstori și-au dat demisia, așa ceva n-au putut să accepte. Devine o biserică a sistemului lor, e un sistem, cum îi spune, comunist. Devine o biserică a sistemului comunist care trebuie să fie controlată. Eu aș vrea să las și pe fratele Dan să mai adauge, iar apoi vreau să mai spun un motiv pentru care lucrurile se vor duce în zona asta. La lucrurile pe care le-a spus până acum fratele păstor, aș vrea să mai adaug următorul aspect. Astăzi, prin intermediul inteligenței artificiale, globaliștii, pentru că acesta este subiectul pe care ni l-am propus în seara aceasta, își doresc să rescrie Biblia, spunând că doar inteligența artificială ar putea să ne aducă la o cunoaștere obiectivă și la o cunoaștere absolută. În felul acesta, renunțându-se la autoritatea scripturală, la autoritatea bisericească și Biblia fiind rescrisă de inteligența artificială, cumva să zicem, ei ar putea să aibă adevărata religie, spun ei, adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu. Dar în spatele acestei dorințe de a rescrie Biblia nu este nimic altceva decât, bun înțeles, intenția lor de a îndepărta omul de Dumnezeu și de a-și supune marea majoritate a populației. Acum, ceea ce se întâmplă la ora actuală s-a petrecut și în alte epoci, sub diferite forme. De exemplu, în anii trecuți, un teolog german pe nume Rudolf Bultmann propunea să se demitologizeze Biblia. El spunea că în Biblie este multă mitologie. Minunile sunt mituri, învierea lui Hristos este un mit și el și-a propus să scoată toate minunile și toate lucrurile care par foarte greu de crezut și să acceptăm doar chestiuni care sunt absolut raționale, absolut normale. La ce s-a ajuns în cel din urmă? O Biblie fără nicio valoare, pentru că dacă scoți supranaturalul, dacă scoți dumnezeiescul din Scriptură, învierea lui Hristos, minunile lui Hristos, lucrurile spectaculoase și glorioase ale lui Hristos, ajuns să nu ai nimic altceva decât o scritură umană. Ei bine, cam lucrul acesta ar dori să-l facă și cei care își propun să rescrie Biblia prin intermediul inteligenței artificiale. Ei își propun în felul acesta să controleze lucrurile, își propun în felul acesta să dea o nouă direcție umanității, bun înțeles, să creeze o religie mondială, dar cred că ceea ce vor câștiga ei până la urmă va fi pe termen scurt, nu cred că vor putea să impună lucrul acesta și cred că Biblia pe care ei o vor scrie nu va fi o Biblie acceptată de marea masă.
Cred că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, cred că Dumnezeu își apără cuvântul, indiferent de demersurile pe care le vor face globaliștii. Au făcut nenumărate demersuri Cezare de la Roma, mari filozofi, de exemplu Voltaire și-a propus să desfințeze Biblia, spunea că în decurs de câțiva ani de zile Biblia va fi o carte uitată, nu a reușit. Au fost anumite personalități, anumiți dictatori care au încercat să desfințeze Scriptura, au fost tot felul de teologi care au încercat să schimbe conținutul, să schimbe interpretarea Scripturilor, însă toți aceștia s-au lovit în cel din urmă de eșec. Cred că cel care a scris Scriptura, Biblia, este Dumnezeu. Amin. Și cred că Dumnezeu își apără cuvântul și Dumnezeu își apără cuvântul prin noi. Dar tendința la ora actuală există, este foarte clară. Globaliștii, prin intermediul inteligenței artificiale, vor să rescrie Scriptura. Dar sunt convins că Dumnezeu nu le va da câștig de cauză, iar noi suntem chemați în vremea aceasta să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, să stăruim asupra Lui la timp și ne la timp și să-L predicăm cu toată convingerea și Dumnezeu să ne ajute. Aș vrea să vin cu o întrebare. Întrebarea sună în felul următor. Aceștia care sunt în spatele acestei lucrări, ca să zic așa, cunosc cuvântul lui Dumnezeu, cunosc Biblia? Cum ar putea cineva să scrie ceva fără să cunoască, nu? Sau... Deci, este adevărat că întotdeauna au fost aceste tendințe în istorie. Omul vrea să-l domine pe om. Omul vrea să conducă. De multe ori te pui să faci o lucrare cu 2-3 oameni împreună și nu te înțelegi cu ei pentru că fiecare vrea să conducă. Însă, de ce în vremurile din urmă lucrul acesta va fi mai realizabil ca în istorie? Este din cauza că Dumnezeu va îngădui în vremea din urmă anumite lucruri să se întâmple și din cauza că o minoritate tot mai mică de oameni în lume reușește să dețină toți banii lumii. Deci, în lumea noastră, la ora actuală, spațiul ăsta așa de mare nu a fost niciodată. Clasa de mijloc să înceapă să dispară și să fie doar câțiva oameni foarte, foarte bogați și restul să fie oameni decenți. Însă trăim într-o lume în care bogații care sunt la nivel mare devin tot mai bogați și clasa de mijloc începe să dispară tot mai tare și să se creeze această prăpastie. Câțiva oameni foarte, foarte bogați și restul oamenii normali sau foarte, foarte săraci. Și atunci, oamenii aceștia foarte, foarte bogați, dacă vor avea toți banii, vor putea să dirigeze tot ce se întâmplă în lumea noastră. Pentru că având bani, pot să manipulezi lucrurile să se facă aproape așa cum vrei tu. Ca de exemplu, la un moment dat era, se dădea aici o dovadă că Bill Gates a sponsorizat BBC News, cel mai mare platformă din Anglia de știri, cu 40 de milioane de lire, a dat o sponsorizare. Automat, când tu ai un mic business sau o firmă și vine un sponsor din ăsta foarte bogat și îți dă niște bani, tu automat trebuie să faci niște compromisuri. Ăsta e doar un exemplu. În această perioadă de inflație în Marea Britanie, dobânzile celor care au împrumutat bani de la bancă pentru a-și cumpăra o locuință s-au mărit foarte tare. Ce înseamnă asta? Dacă eu acum plătesc 1600 de lire rata la casă, din cauza dobânzii, când trebuie să fac refinanțare, cum se zice, la 2 ani sau la 4 ani, s-ar putea să plătesc dublu, în loc de 1600, 3000 de lire. Și în această perioadă de mare inflație, mulți oameni de rând din Anglia sunt obligați să-și vândă casele, pentru că nu pot să le acopere la refinanțare. Și atunci, în cine crezi că le cumpără? Oamenii care sunt foarte bogați. Mai încolo, peste câteva luni, ani, scade rata asta mare care este la dobândă și atunci ei încep să vândă. Ce se întâmplă? Și în pandemie, și în perioada asta, bogații devin mai bogați și oamenii de rând tot mai săraci. Și când oamenii aceștia foarte bogați vor avea toți banii, ei vor dori să conducă după modul în care văd ei lucrurile. De aia se întâlnesc anual la Davos,
ca să dea o nouă formă lumii noastre în care trăim și se întâlnește și în China. Este un Davos care se întâlnește odată pe an și în China. Și ce își doresc ei? Să creeze o altă formă de organizare în lumea noastră. Să fie o singură religie, dacă se poate, un singur guvern, o singură monedă. Și atunci ei vor încerca să schimbe Biblia ca să fie o Biblie care să-i reprezinte pe toți. Ceea ce spui tu, frate păstor, se regăsește și în Apocalipsa. Când se dorește un guvern mondial, când se dorește o biserică universală, o conducere centrală, ceea ce este foarte interesant în cartea Apocalipsa, pentru că urmez linia de gândire pe care o propune fratele păstor, ceea ce este foarte interesant în cartea Apocalipsei, politicul și religiosul dau mâna împreună. Prorocul va sprijini fiara. Fiara reprezintă un lider politic, iar prorocul, pentru că în gândirea biblică prorocul este cel care vorbește din partea lui Dumnezeu, reprezintă un lider bisericesc. Asta este direcția încotro ne îndreptăm, un guvern mondial, o biserică mondială, și eu cred că acel anticrist care se va așeza în templul Dumnezeu de la Ierusalim, despre care ne vorbește Sfântul Apostol Pavel, nu este niciun altul decât momentul acela la final, când se va așeza în biserică un lider bisericesc. Da? Omul acela va avea o mare influență, va fi o personalitate carismatică, și ce ar putea să ducă mai mult într-acolo decât o Biblie rescrisă prin intermediul inteligenței artificiale, ceva ce să fie acceptată de marea populație. Pentru că ideea care stă în spate este rațiunea să spună cum stau lucrurile, rațiunea să ne dicteze ce se poate, ce nu se poate, ce e corect, ce nu este corect. Dacă în Biblie dictează Duhul lui Dumnezeu, dictează Dumnezeu, autoritatea lui Dumnezeu este cea care spune cuvântul, în noua Biblie pe care ei și-o propun să o scrie, ceea ce va dicta va fi rațiunea umană. Aici este însă foarte important să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Cred că cea mai bună pregătire pe care noi putem să ne asumăm în vremea aceasta, având în vedere lucrurile care urmează să se întâmple, este o cât mai bună cunoaștere a Sfintelor Scripturii. Cred că fiecare dintre noi trebuie să ne întoarcem la citirea Sfintelor Scripturii. Cred că la bisericile noastre de asemenea trebuie să reîncepem să studiem Scriptura. Trebuie să fim oamenii aceia care, pe măsură ce timpul trece, trebuie să ne biblicizăm. Cred că ăsta este singurul mod în care noi ne putem pregăti pentru avalanșa care ne stă înainte. Cu rescrierea Bibliei, cu toată presiunea globaliștilor, cu toată presiunea oamenilor care finanțează, care au bani și vor să conducă după bunul lor plac, singura condiție și singura chestiune care ne va ține în picioare va fi o cunoaștere cât mai bună a Scripturilor. Vreau să mă duc puțin mai departe cu permisiunea voastră. Rabini evrei ne spun că atunci când a fost distrus templul de la Ierusalim, atunci când Nebucadnețar a distrus templul și a distrus Ierusalimul, împăratul acesta ar și toate scripturile Vechiului Testament. Și spun rabinii evrei că s-au pierdut scripturile, oamenii au rămas fără cuvântul lui Dumnezeu. Însă în vremea respectivă era un om, omul acesta se numește Ezra, care cunoștea foarte bine cuvântul lui Dumnezeu. Se spune despre că știe așa de bine, și spun rabini evrei lucrul acesta, știe așa de bine scripturile Vechiului Testament, le cunoștea pe de rost, le cunoștea atât de bine încât odată ce au fost distruse cărțile sfinte, el a reprodus din minte tot textul pe care noi astăzi îl avem în Scriptura Vechiului Testament. Cred că soluția, având în vedere vremurile care urmează, soluția ca să rămânem în picioare atât noi ca persoane, cât și bisericile noastre, este să ne reîntoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Să spunem împreună cu psalmistul, strâng cuvântul tău în inima mea. Vremurile sunt dificile, oamenii se vor strădui, oamenii importanți, oamenii cu bani, să rescrie cuvântul lui Dumnezeu după bunul lor plac, ca să le ajute să-și împlinească obiectivele politice și religioase, dar ceea ce ne va ține pe noi în picioare va fi faptul că vom ști cuvântul, vom cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, vom avea cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră. Amin. Mă gândeam aici la, când ai zis că trebuie să știm cuvântul, că pastorul Richard Wurmbrand a fost închis în pușcărie sub pământ în jur de 10 sau 14 ani și el atunci își amintea versetele care le-a învățat pe de rost, pasajele din Scriptură pe care le memorase, pentru că nu avea Biblie, nu avea carte de cântări cu el. Tot ce și-a adus aminte, ce a cules în anii aia de libertate, l-a ajutat în momentele alea ca să nu piardă legătura cu cuvântul lui Dumnezeu, cu cântările lui Dumnezeu, și
nu este greșit, este foarte bine să studiem Cuvântul lui Dumnezeu, să ne bucurăm că acum avem atâtea Biblii, schimbăm culorile când mergem la biserică, iau una care e culoarea aia, iau aia de studiu, iau aia mai mică, să dăm har la Cuvântul lui Dumnezeu și să nu neglijăm, să punem valoare. Știți ce-mi vine în minte acum, fraților, frate Beriu, frate Adrian? Cât am avea noi din Cuvântul lui Dumnezeu, dacă n-am mai avea Biblia sub formă scrisă sau audio? Adică câtă Biblie ai în sufletul tău? Dacă ar fi să rămâi fără Scriptură în momentul acesta, da? Diocletian, Nero, toți cezarii Romei, dictatorii lumii, au încercat să ia Cuvântul lui Dumnezeu din mâna oamenilor, să lase biserica fără cuvânt. Comuniștii în România, fratele Richard Wurmbrand, pe care le-a mintit fratele Tiberiu, a trăit această dramă, le-au luat Scriptura. Întrebarea este dacă noi n-am mai avea cartea aceasta sub formă tipărită, cât am mai cunoaște Scriptura, câtă Scriptură am avea în sufletul nostru, câte versete din Scriptură le-am putea reproduce, pe câte le cunoaștem pe de rost. Ce frumos ar fi într-o vreme ca și aceasta de pace, de liniște, așa cum spui, în care avem atâtea Scripturi acasă, la biserică, ce frumos ar fi să citim din nou Biblia, să memorăm din nou versete din Scriptură, să facem din nou grupuri de studii biblice, ce frumos ar fi să ne reîntoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu. Cred că vremurile pe care le trăim și semnalele pe care le primim într-o vreme ca și aceasta, că oamenii vor să rescrie Cuvântul lui Dumnezeu, ar trebui să ne trezească din amorțirea în care ne găsim. Astăzi, mai mult ca oricând, marea drama creștinismului este că nu mai citește Biblia. Tare mă tem, frații mei, că dacă lucrul acesta se va consuma, se va împlini și globaliștii aceștia vor scrie o altă Biblie, tare mă tem că o bună parte dintre cei ce se numesc creștini nici măcar nu ar ști care sunt textele înlocuite, care sunt textele schimbate. Eu am asistat odată la o discuție și spunea că David, de fapt, nu este rege, ci este apostolul David. Și ceea ce mi s-a părut foarte dramatic era faptul că omul respectiv avea și pretenții de slujitor. Oamenii astăzi nu cunosc Scriptura. Au încercat și de Isaia să vorbească, să spună că Isaia ar fi fost mai mulți și cred că tu știi despre ce vorbesc eu. Da. Fost, cartea Isaia ar fi fost scris de mai mulți și că Isaia, de fapt... Deci există un atac din exterior și asta e diferit. Nu este cum a fost în istorie. Îți luăm Biblia și numai Biblie. Ai aceeași Biblie, dar cu mici modificări. Modificări aici, acolo, anul ăsta mergi câțiva ani cu ea un pic modificat, după aia iar câteva, ca să fie mai ușor acceptabil. Biblia rămâne, dar trebuie updatată. În trecut s-a vrut distrugerea ei totală. Nu va fi un atac total, ci va fi un atac așa, puțin mai dulce, mai modificat. Însă există și un atac în vremea noastră împotriva autorității Scripturii. Ca de exemplu, mulți îmi zice, ce zici de Evanghelia lui Enoch, ce zici de nu știu ce scriere apocrifă, de ce în Biblie este scris cu roșu și cu negru, numai ce a zis Dumnezeu e adevărat, restul au zis autorii. Și există un atac asupra Cuvântului lui Dumnezeu și din exterior, dar și din interior. Deci ambele atacuri în perioada asta, din vremurile din urmă, sunt foarte vizibile asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Aș face o completare aici, dacă îmi permiteți. De ce nu asumăm noi anumite cărți pe care nu le avem în Noul Testament? Foarte pe scurt. Noi astăzi avem în Noul Testament 27 de cărți. Primul care stabilește lista aceasta de 27 de cărți în istoria bisericească este Atanasie cel Mare, în 367 după Hristos, iar în Conciliul de la Cartagena din 397 după Hristos se stabilește că aceste 27 de cărți sunt acceptate ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. De ce? Două criterii după care au fost stabilite cărțile acestea ca fiind parte din Noul Testament. Primul criteriu, apostolicitatea. Cartea aceasta din Noul Testament pe care noi avem astăzi, dar erau și multe alte cărți, inclusiv textele pe care le amintește fratele Tiberiu și multe alte cărți, da? Dar s-a pus următoarea întrebare, prima întrebare. Cartea aceasta pe care o avem în față este scrisă de un apostol sau de un apropiat al unui apostol? Toate cele 27 de cărți pe care noi astăzi le avem în Noul Testament sunt scrise fie de un apostol, fie de un apropiat al unui apostol. După aceea s-au mai luat încă un criteriu ca să stabilească lista de cele 27 de cărți pe care noi astăzi le asumăm ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu, Noul Testament.
Cărțile acestea sunt citite în bisericile din vremea respectivă. Ei, cele 27 de cărți pe care noi le avem astăzi au fost niște cărți care au fost citite în biserica vremii. De astea le asumăm doar pe acestea. Unii se raportează la rațiune. Rațiunea este cea mai importantă. Da? Globaliștii se raportează la rațiune. Rațiunea dictează ce este cuvântul Dumnezeu sau ce nu este cuvântul lui Dumnezeu. Alții se raportează la experiența personală. Ce simt eu, ce cred eu, trăirile mele stabilesc ce este corect, ce nu este corect din cuvânt. Noi ne raportăm la cuvântul lui Dumnezeu ca fiind autoritatea lui Dumnezeu pentru noi. Biblia nu are autoritate prin ea însă, ci are o autoritate delegată. Dumnezeu a delegat autoritatea să ne stabilească ce credem și cum trăim. Noi ne asumăm doar ceea ce spune Scriptura și credem că a asculta pe Dumnezeu înseamnă a asculta Scriptura. A nu asculta ce spune Scriptura înseamnă a nu asculta pe Dumnezeu. E foarte important să credem că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, să ne asumăm lucrul acesta și să fie pentru noi un principiu foarte important de viață. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Nu rațiunea are ultimul cuvânt, nu ce spun oamenii are ultimul cuvânt. Augustin, la un moment dat, spunea în felul următor, Sfântul Augustin, dacă citesc un text din Biblie pe care nu-l înțeleg, care mi se pare greșit, poate să fie o copiere greșită, poate nu înțeleg eu suficient de bine, mintea mea este problematică sau poate nu am datele necesare. O astfel de situație care a stârnit multă vreme controverse în lumea teologică a fost vindecarea omului la Ierihon. Unde l-a vindecat Domnul? Un evanghelist spune că la intrarea în Ierihon, altul spune că la ieșirea din Ierihon. S-au făcut anumite descoperiri arheologice și s-a constatat faptul că Ierihonul avea o cetate veche și o cetate nouă. Prin urmare, răspunsul corect este că orbul respectiv stătea la interferența dintre cetatea veche și cetatea nouă. Iată dar că tot ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. E foarte important să pornim din start. Dumnezeu ne-a dăruit aceste 27 de cărți ale Noului Testament. Sunt cuvântul lui Dumnezeu. El nu mai trebuie schimbat. Ceea ce Dumnezeu a vrut să ne comunice, ne-a comunicat. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin, așa cum Hristos nu se schimbă, nici Biblia nu se schimbă. Amin. Biblia rămâne aceeași, chiar dacă avem anumite chestiuni aplicative. Se aplică în funcție de contextul în care trăiești, se aplică în funcție de momentele pe care trăiești, dar cuvântul lui Dumnezeu, textul scriptural, nu se schimbă niciodată. Chiar mă uitam la o știre zile trecute, în care jucătoarea de tenis Coco Gauff a câștigat titlul mondial la US Open și această jucătoare de 19 ani a făcut un gest impresionant după ce a aplaudat-o publicul și s-a întors și s-a pus pe un scaun și s-a închinat lui Dumnezeu. Și apoi în momentul acela toate ziarele au criticat această situație în care această jucătoare i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru ceea ce Dumnezeu i-a dăruit acolo. Vedeți că parcă nici rugăciunea, nici nimic nu mai e primit. Din ce în ce mai rău merg toate. Vestul a părăsit pe Dumnezeu și toate aceste consecințe care sunt și pe care le vedem sunt datorită faptului că vestul a părăsit pe Dumnezeu. Când din Europa au plecat primii credincioși în perioada când a fost descoperită America, America a avut bazele unei țări creștine și atunci totul a înflorit. Și creștinismul în sine aduce bunăstare, aduce binecuvântare. Însă vestul l-a părăsit pe Dumnezeu, de aceea vestul începe să-și piardă binecuvântarea. Nu, America în curând nu va mai fi liderul lumii. Iată că vin țări noi care preiau direcția lumii, cum e China, cum e India, Filipine și alte țări care au populații foarte mari. Binecuvântarea lui Dumnezeu vine atunci când trăiești cu Dumnezeu. Iar vestul l-a părăsit pe Dumnezeu și reacțiile acestea că s-a închinat această jucătoare și a mulțumit lui Dumnezeu îi șochează, li se par lucruri expirate, însă toate acestea din cauză că i-au întors spatele lui Dumnezeu și ideea de Dumnezeu și bisericile din vest sunt goale. Care vor fi consecințele
acestui moment în care oamenii vor schimba, să zicem, că vor ajunge să schimbe corporatiști această scriptura noastră, care vor fi consecințele. Vă aduceți aminte de textul din Cartea Geneza, când vine diavolul la Eva și o întreabă, oare chiar a zis Dumnezeu? Dacă ne uităm cu atenție în Cartea Genezei, vedem metoda de lucru a Satanei. El prima dată pune confuzie în mintea omului și apoi contrazice frontal ceea ce spune Dumnezeu. De-a lungul vremurilor, pentru că această carte a Genezei nu este doar o carte a începutului, în sensul că Dumnezeu ne arată cum a apărut viața umană, ci ne arată cum se desfășoară lucrurile de-a lungul istoriei mântuirii. Vedem că de-a lungul vremurilor așa proceda Satan. Creează confuzie și când omul este confuz, vine cu adevărul sau vine cu chestiunea aceasta, cu minciunea aceasta, Dumnezeu nu rostește adevărul. Atacă frontal ceea ce spune Dumnezeu. Confuzie și apoi atac frontal a ceea ce spune Dumnezeu. Cred că asta vor încerca și cei care își propun să rescrie Biblia. În prima instanță să creeze confuzie. În mintea oamenilor va fi confuzie. Mai ales oamenii care nu cunosc Scriptura vor fi extrem de confuzi. Nu o să știe ce să creadă. Mă, o zis Dumnezeu așa, nu mai zis Dumnezeu așa. Nu vor avea cuvântul real al lui Dumnezeu și vor avea o stare de confuzie. După ce vor stabili o stare de confuzie la nivel general, vor ataca frontal tot ceea ce spune Dumnezeu și vor duce lucrurile până într-acolo sau vor încerca să le ducă până într-acolo încât să transforme Scriptura, Biblia, din cuvântul lui Dumnezeu în cuvântul oamenilor. Vor încerca să scoată tot ce contravine preceptele lor, ambițiilor lor politice, vor căuta să schimbe totul, în așa fel încât Biblia să le slujească propriile lor interese. Dar cred din toată inima un lucru. Dumnezeu niciodată nu se lasă fără mărturie. Pe măsură ce ei vor încerca să creeze confuzie, pe măsură ce ei vor ataca frontal cuvântul lui Dumnezeu, îl vor rescrie ca să slujească intereselor lor, Dumnezeu va avea oameni care vor cunoaște adevăratul cuvânt și adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu va rezista. Dar astea sunt metodele pe care le-a folosit diavolul de-a lungul vremurilor. Mai întâi seamănă confuzie și apoi atacă frontal problema și caută să-l contrazică pe Dumnezeu. Să-i convingă pe oameni de faptul că ceea ce spune Dumnezeu nu este în interesul lor și trebuie să abandoneze ce spune Dumnezeu și că el, diavolul, prin toate chestiunile acestea, le va deschide o posibilitate de cunoaștere mai bună și vor fi ca Dumnezeu. Adică omul va fi propriul lui Dumnezeu, el va decide cum îi merge lui mai bine. Cum vedeți, frate Tiberiu, cum vedeți ca impact asupra României acest fenomen, să zic așa? Eu cred că în România va fi mult mai greu de implementat acest lucru, pentru că poporul român este un popor predominant creștin și încă creștinismul în România are un cuvânt de spus, însă în vest va fi foarte ușor. Deja așa, pe supusă masă, să zicem așa, neoficial, în bisericile evanghelice englezești se discută să nu atacăm homosexualii, să nu atacăm anumite lucruri, să vorbim frumos, să-i acceptăm pe toți, să avem grijă la aceste lucruri. Și în vest, lucrurile acestea vor fi mai ușor de implementat, pentru că îi reprezintă pe oamenii din vest acest lucru. Însă în România, încă românul este creștin tradițional, creștin care pune accent pe valorile conservatoare și va fi mai greu de realizat. Ce putem face însă este să fim alerți. Să fim alerți, să știm că aceste tendințe există și că la un moment dat s-ar putea să încerce să se întâmple și apoi să ne credem și în Dumnezeu, să nu trăim cu frica aia că Dumnezeu ne-a părăsit și am rămas singuri. Amin. Acolo în Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 10, zice: fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste toți locuitorii pământului. Adică noi trebuie să fim credincioși în continuare, să studiem cuvântul lui Dumnezeu cu credincioșie, cu dragoste, cu pasiune, încât Dumnezeu să zică: vreau să-L mai las. Vreau să mai fie Biblia. Uite, ăștia mă iubesc, citesc cuvântul meu, pentru ei trebuie să mă lupt, să rămână Biblia.
Deci noi trebuie să fim... Credeți că vor încerca, frate Dan, credeți că vor încerca să scoată, de exemplu, Bibliile de la cele vechi și să le înlocuiască cu cele noi din casele noastre? Eu sunt convins că da. Sunt convins că da. Prima dată va veni sub o formă de alternativă, alternativă la cuvântul pe care îl aveți voi, sub pretext că Biblia, în forma pe care o avem acum, este o carte învechită, o carte demodată, o carte care nu răspunde nevoilor cotidiene, o carte care este radicală, prea radicală, o carte care nu este rațională. Și atunci vor încerca să scoată din Scriptură toate lucrurile care țin de supranatural și toate lucrurile care țin de anumite principii pe care Dumnezeu le cere respectate și pe care, de exemplu, Uniunea Europeană, pe care noi o prețuim, dar nu le acceptă, Statele Unite Americii, pe care le prețuim, dar nu le acceptă, vor încerca globaliști, pentru că de aici vin, în mod special, din Europa și din Statele Unite, vor încerca după aceea să ne impună textele acestea. Da? De fapt, vor încerca să... Da, ce vor face bisericile? Eu, în primul rând, vreau să zic aici... Cei care transmit online, de exemplu, zicem că... Trebuie să adăugăm aici ceva. Din moment ce oamenii puternici economic se întâlnesc o dată pe an la Davos, ca să stabilească direcția în care ar trebui să meargă lumea, ei au zis în ultima întâlnire că America nu este un model pentru cum se dorește lumea în viitor, ci China este un model. Și atunci, dacă vrei să știi ce se întâmplă în China, în China Bibliile sunt arse. Sunt confiscate, sunt arse și posibil ca la un moment dat, o perioadă să fie, dacă se va întâmpla, să fie lăsate ambele Biblii, iar mai apoi ediția modificată să fie legalizată și să devină Biblia după care ai voie să predici public, după care ai voie să oficiezi și să faci anumite lucruri publice. Când vei trece peste acea Biblie și vei face după Biblia veche, vor fi sancțiuni. Vor fi poate amenzi la început, vor fi tot felul adică de sancțiuni. Adică eu care sunt aici pe Radio Salm și transmit Biblia... Tu vei fi închis. Uite, am să zic ceva. Russell Brand, un actor de aici din Anglia foarte cunoscut, zilele acestea a fost dat pe internet că s-ar fi dat la niște fete cu câțiva ani în urmă. S-ar fi dat la niște fete și acum, după mai mulți ani, dintr-o dată toate fetele astea au ieșit public să îl dea în tribunal pe el. Dar unii zic, domnule Russell Brand, toată pandemia a vorbit de farmaceutică, de mare afacere COVID, a expus globaliștii și toate aceste lucruri pe față și acum au ieșit ca să-l termine. Mai mult decât atât, am să-ți dau un alt exemplu. Dr. Eric Berg este unul din cei mai populari și renumiți doctori de pe internet. Cred că pe YouTube are vreo 10 milioane de abonați. E un medic care tot timpul aduce soluții pentru sănătate. El acum a făcut un video și a zis, am primit de la YouTube notificarea că în materialele mele, dacă voi contrazice sau ideile pe care le promovez și sfaturile pe care le dau, dacă nu vor merge mână în mână cu Organizația Mondială de Sănătate, videourile mele nu vor fi șterse, ci doar li se vor reduce algoritmul ca ele să nu mai ajungă la oameni. Deci îți rămâne video acolo, dar nu-l mai vede oamenii. Îl vezi tu când intri să ți-l vezi. Deci totul se duce spre o centralizare a lucrurilor, spre o globalizare. Dar suntem, frate Tiberiu, suntem mulți, de exemplu, cum va putea să un sistem să ne oprească gurile la toți, că suntem foarte mulți care, mai ales în România... Simplu, care... simplu. Pe Donald Trump, când a vorbit mult și au făcut problemele alea cu situația din America, ce au făcut? I-au închis contul pe Twitter și i-au închis contul pe Facebook. Dacă lui Donald Trump i l-a închis, cu tine numai cu un click te-o rezolvat. Sau cu mine sau cu alții. Deci noi suntem nesemnificativi. Cine are banii va avea controlul.
și cu bani se poate rezolva în lumea asta materială aproape orice. Dar bunul Dumnezeu stabilește ce rămâne în picioare și ce cade. Și în final, Biblia spune că lumea se va împărți în două tabere, va ieși un conflict puternic și atunci va interveni Domnul Iisus și își va apăra biserica și credincioșii și copiii și cel rău Amin. Nu va câștiga. Până atunci, hai să facem ce ține de noi, frați și surori, dragi prieteni. Haideți să ne întoarcem la Scriptură, haideți să o citim, haideți să ne facem timp în fiecare zi să citim Scriptura, să memorăm Scriptura, să o cunoaștem cât mai bine, să ne străduim să o împlinim și haideți să ascultăm ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel, să o predicăm la timp și ne la timp, să le spunem și altora cuvântul lui Dumnezeu. Cred din toată inima că Dumnezeu nu-și va lăsa biserica, cred din toată inima că Dumnezeu nu-și va abandona lucrarea. Cineva spunea că Dumnezeu își înmormântează lucrătorii, dar niciodată nu își înmormântează lucrarea. Eu cred din toată inima că Dumnezeu, chiar că vor reveni vremuri foarte dificile, astea sunt vremurile care se arată, eu cred că Dumnezeu este pentru noi, Dumnezeu este cu biserica, biserica este trupul lui Hristos, Hristos este capul bisericii, cred că Biblia este cartea bisericii, cred că Biblia este încredințată bisericii ca biserica să aibă grijă de ea, este cuvântul lui Dumnezeu și noi ca și biserică va trebui să avem grijă de cuvântul lui Dumnezeu. Asta este responsabilitatea noastră, să avem grijă de cuvântul lui Dumnezeu, să-l predicăm. Vor veni vremuri dificile, au fost vremuri dificile, vor veni altele și mai dificile, dar partea cu adevărat încurajatoare este faptul că Dumnezeu este la cârma lucrurilor. Dumnezeul nostru Amin. Este în controlul vremurilor, este în controlul istoriei. Cel mai puternic om al vremii lui Nebucadnețar, credea că tot ce face, face pentru că așa vrea să facă. Și Biblia ne spune că Dumnezeu a fost cel care a gestionat tot ce a făcut Nebucadnețar, Dumnezeu a coordonat până și acțiunile lui Nebucadnețar în așa fel încât să împlinească planurile. Cred că unii oameni vor face multe prostii la viața lor, vor face multe mizerii, vor prigoni biserica, vor încerca să distrugă Scriptura, dar cred că Dumnezeu le va îngădui doar atât să facă cât să-și poată împlini planurile cu ei. Spune Dumnezeu în felul următor, în Cartea Legii, că Dumnezeu va lăsa în țară, odată ce poporul Israel va intra în țara promisă, Dumnezeu va îngădui anumiți proroci mincinoși. Și spune Dumnezeu în felul următor, voi lăsa anumiți proroci mincinoși tocmai ca să te pun la încercare, tocmai ca să te testez. Eu cred că într-o vreme ca și aceasta, unii încearcă să rescrie Biblia, îl scot pe Dumnezeu de la genul masculin și îl pun la gen neutru, încearcă să reformuleze rugăciunea Tatăl nostru, încearcă să scoată miraculosul, minunile, încearcă să rescrie Scriptura și Dumnezeu le îngăduie. Se pune întrebarea, păi dacă e Dumnezeu în control și știm că Dumnezeu este în control, de ce le îngăduie? Răspunsul îl putem găsi în Cartea Legii. Dumnezeu îngăduie în țara în care vei intra anumiți proroci mincinoși, tocmai ca să te pună la încercare. Dumnezeu îngăduie astfel de vremuri pe care le trăim, tocmai ca să ne pună la încercare, să vadă. Îi suntem credincioși, noi suntem loiali cuvântul lui Dumnezeu. Mai dați-mi voie să anticipez puțin. Eu nu aș vrea să prim momentele acelea de prigoană, să ne păzească Dumnezeu pe noi și copilașii noștri, pe toți cei care suntem aici prezenți. Dar am auzit oameni care au spus, dacă ar veni prigoană, noi o să rămânem lângă Dumnezeu, noi o să ținem sus cuvântul Evangheliei. Și dacă suntem onești cu noi înșine, noi care ne batem cu pumnul în piept, că o să rezistăm în mijlocul prigoanelor, în mijlocul problemelor, în mijlocul dificultăților, noi nu le lăsăm de Dumnezeu. Să venim la noi. Cât timp îi alocăm lui Dumnezeu? Cât preț punem pe Scriptură? Ai tu Biblia ta? Poți să spui că citești Biblia în fiecare zi? Doar 10-15% din creștini, dintre creștini, mărturisesc că citesc Biblia în fiecare săptămână, în fiecare zi. Marea majoritate nu citesc Biblia. Tu, dragul meu frate, draga mea soră, tu citești Biblia în fiecare zi? Un om se când vede... a fost ultima dată? Cum? Un om se vede când îl scoți în fața bisericii dacă a citit sau n-a citit. Da, după cum o altă întrebare. Îți dai seama. Da, o altă întrebare. Când a fost ultima dată când ai memorat un verset din Biblie? Când a fost ultima dată când ai participat la biserica din care faci parte la un studiu biblic? Dragii mei, vor veni vremuri grele, dar nu trebuie să ne pierdem nădejdea, Dumnezeu este în control. Dumnezeu va îngădui doar atât cât să-și împlinească planurile. Planul lui este să ne testeze pe noi credincioșii. Ce vom face în astfel de momente? Îl vom abandona?
Satana încearcă să ne facă să fim confuzi, într-o stare de confuzie, și apoi va ataca frontal adevărul Dumnezeu. Întrebarea este, noi vom rămâne lângă Dumnezeu? Vom rămâne lângă Cuvântul lui Dumnezeu? Dacă vrem să rămânem atunci lângă Cuvântul lui Dumnezeu, să fim martori puternici al lui Dumnezeu, pentru că Duhul Sfânt s-a coborât la cinzecime tocmai ca să fim martori puternici al lui Dumnezeu. Haideți într-o vreme ca și aceasta să prețuim Cuvântul lui Dumnezeu. Vă fac o invitație fiecare dintre voi. Amin. Citiți Biblia în fiecare zi. Propuneți-vă să memorați versete din Scriptură. Și de ce nu participați la studiile biblice care se fac la bisericile voastre? Așa ne putem pregăti pentru vremea care urmează. Amin. Poate să modifice cât ori vrea Scripturile. Treaba lor, facă ce vor, o răspunde în fața lui Dumnezeu. Pe noi nu ne vor afecta în măsura în care cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă vrei să cunoști Cuvântul Domnului, adună Cuvântul Domnului într-o vreme ca și aceasta în inima ta. Să vedeți câți vor rămâne în picioare atunci după ce nu vor avea, după ce să bea apă. Să vedeți câți vor mai rămâne a lui Dumnezeu când nu mai au după ce bea apă, când sunt necazuri mari. Așa cum auzeam astăzi, erau câteva povestiri cum erau executați cei care în Israel, cei care mult mai multe lucruri, nu vreau să intru în detalii în seara aceasta. Frate Tiberiu, dacă mai ai ceva de completat la subiectul serii sau chiar și pe lângă subiectul serii. Cred că s-au spus suficiente lucruri. Cred că este important să fim pe fază, să știm ce se încearcă, să fim credincioși lui Dumnezeu, să citim Biblia nu ca și pe o datorie, ci și ca și pe o binecuvântare. Pentru că eu am văzut ori de câte ori citesc dimineața, înainte să ies din casă și caut să înțeleg și să zăbovesc un pic asupra ce am citit, îmi dă așa o bucurie. Și parcă toată ziua se schimbă și devine altfel. Deci trebuie să o citim și ca și pe o binecuvântare care ne face bine la psihic, la starea de spirit, la suflet. Și Dumnezeu să ne ajute să fim credincioși și să apreciem harul ăsta pe care îl avem, libertatea pe care o avem, binecuvântările pe care le trăim astăzi, pentru că momentan e libertate, momentan e binecuvântare, momentan putem să mergem la biserică, să citim Biblia, să ne închinăm lui Dumnezeu și nu se știe cât va mai fi așa, de aceea e bine să fim credincioși acum. Amin, ca Dumnezeu să ne poată binecuvânta și să ne poată ajuta să rămânem lângă El orice ar veni peste noi. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Amin. Amin. Îmi spunea fratele Tiberiu cum să citim Scriptura. Mi-am adus aminte de ce spunea un filozof și un teolog danez pe nume Søren Kierkegaard. El spunea felul următor: citește Biblia cum ar fi scrisoarea de dragoste pe care o primește o tânără de la prietenul ei, de la iubitul ei. Așa trebuie să citim noi Biblia ca fiind scrisoare de dragoste pe care Dumnezeu ne-o trimite. Adică să nu fie o chestiune împovărătoare, iar trebuie să citești Scriptura. Poate ți-e greu să citești Scriptura, îți recomand să începi cu Evanghelia după Ioan, îți recomand să citești Evanghelile, să citești Epistolele, apoi să te duci spre Vechiul Testament. Important este să citești Cuvântul Dumnezeu și să-L citești cu drag, să-L citești cu bucurie, pentru că tot Cuvântul lui Dumnezeu a fost scris pentru tine, a fost scris pentru învățătura ta, pentru bucuria ta. Și în cuvânt, Dumnezeu este Cel care se întâlnește cu noi. Cea mai mare binecuvântare a cuvântului, vorba unui teolog elvețian pe nume Emil Brunner, este că prin Biblie Dumnezeu ne vorbește. Dumnezeu ne vorbește pe care dintre noi. Ce poate fi mai fantastic decât să-ți vorbească Dumnezeu? În lumea aceasta mare de 8 miliarde de suflete, 8 miliarde de oameni, să-ți oprească Dumnezeu în dreptul tău și să-ți vorbească, să spună un cuvânt proaspăt cu privire la situația ta, la necazul tău, la problema ta, la deciziile pe care să le iei, să auzi vocea lui Dumnezeu prin paginile Scripturilor. Fă-ți timp să citești Scriptura, citește-o cu toată bucuria și Dumnezeu te va cerceta într-un mod deosebit. În Cuvântul lui Dumnezeu, undeva în Numeri, spunea că preotul, adică profetul sau prorocul care este fals, care aduce lucruri false, să nu-l las să trăiască, să moară, adică va fi ucis. Și pentru că vorbește, pentru că a avut, cum îi spune, a îndrăznit să vorbească numele Domnului și nu s-a împlinit.
Eu cred că Dumnezeu va chema la judecată și pe acei care vor schimba cuvintele lui Dumnezeu cu cuvintele lor. Nu va scăpa nimeni. Eu așa cred și știu că Dumnezeu este Cel care e suveran. În seara aceasta vreau să, ca ultima rugăciune, să fie frate păstor Dan prin tine și apoi vom încheia această seară. Doamne Dumnezeule, îți mulțumim pentru momentele acestea de părtășie. Îți mulțumim că am putut să ne reîntâlnim, să discutăm despre vremurile pe care trăim și Amin. Care este răspunsul Scripturilor, răspunsul Tău la aceste momente dramatice care se ivesc, Doamne, care se preconizează. Mulțumim, Doamne, că Tu ne-ai dat cuvântul și mulțumim că o să avem cuvântul și îți mulțumim că Tu însuți zidești biserica și porțile locuinței morților și tot iadul și toate curentele filozofice și toate adversitățile politice, Doamne, nu vor putea să biruiască biserica Ta și cuvântul Tău slăvit să fie numele. Amin. Doamne, într-o vreme ca și aceasta, Te rog pentru fiecare dintre noi să ne ajuți să iubim cuvântul Tău, să ne ajuți, Doamne, să ne facem timp să citim Biblia, să ne ajuți, Doamne, să ne facem timp să memorăm cuvântul Tău, să memorăm versete din Biblie, să medităm la cuvântul Tău, să încercăm să-L aplicăm la situațiile noastre concrete de viață. Doamne, dă-ne biruință spirituală. Mă rog să ne păzești de ceasul acela rău al încercării și ajută-ne să ne trăim viața frumos noi și familiile noastre. Mă rog pentru frații mei, pentru fratele Tiberiu, pentru fratele Adrian să-i binecuvântez. Mă rog, Doamne, pentru fiecare frate și soră care au fost împreună cu noi, pentru prietenii noștri care au fost împreună cu noi la această discuție, mă rog pe toți să ne binecuvântezi. Mă rog pentru cei care sunt bolnavi în această seară, atinge-te de ei și dăruiește-le, Doamne, vindecare. Amin. Mă rog pentru cei care nu Te cunosc. Doamne, ajută-le să se pregătească pentru vremurile grele care urmează, apropiindu-se de Tine, predându-și viața în mâna Ta, primindu-Te ca Domn și Mântuitor, citind cuvântul Tău. Doamne, mă rog pentru toți aceia care sunt îngrijorați, frământați, Doamne, apăsați într-o vreme ca și aceasta. Dă-le pace și liniște, dă-le bucurie. Amin. Doamne, lucrează pentru ei. Mulțumim pentru seara aceasta. Rămâi cu noi și dă-ne o noapte binecuvântată. Amin. Amin. În seara aceasta, iubiți frați, iubite surori, am avut împreună pe fratele păstor Tiberiu Pop de la Biserica Peniel din Londra și totodată pe fratele Dan Lucaci, pastor al Bisericii Învierea din Oradea. Ne-am bucurat aici împreună în timpul acesta. Suntem în direct pe pagina Pastor Tiberiu Pop, Radio Salm, Născut din nou, zidire spirituală, versetul zilei și altele, nici nu mai știu câte sunt, dar oriunde ați fi, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amen. Emisiunea aceasta o veți găsi încât și pe paginile de Facebook și v-aș ruga să dați chiar acum o distribuire ca să ajungă toți care sunteți, dați așa o distribuire, să ajungă la cât mai mulți. Și totodată pe YouTube va apărea în cursul serii acesteia, vom pune și pe canalul Radio Salmi această transmisiune. Dar ne dorim ca cuvântul acesta să ajungă la câte mai multe persoane, de aceea chiar acum, oriunde ați fi, pe orice pagină, dați o distribuire acestei emisiuni să ajungă până pe alte continente și în China să fie. În seara Amin. Aceasta ne-am bucurat împreună. Vreau să aduceți un salut scurt și apoi vom ieși din această transmisiune. Frate, fiți binecuvântați de Domnul și Domnul să fie cu voi în fiecare zi și în fiecare clipă. Amin. M-am bucurat să vă reîntâlnesc. Vă aștept cu mare drag împreună cu frații marțea viitoare. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, vă dorim o seară binecuvântată alături de Domnul nostru Iisus Hristos, fără El nu se poate nimic, El este cu noi în fiecare zi, datorită Lui trăim, datorită Lui existăm, El ne face mult bine, așa cum și eu, Dumnezeu mi-a făcut mult bine că sunt astăzi cu voi aici și numai eu și Dumnezeu știm prin câte am trecut. În seara aceasta vă doresc o seară binecuvântată, Domnul Iisus să fie cu voi cu toți. Multă pace tuturor. Amin. Amin.